Se vorbește foarte mult despre influența în creșterea lui Platon în Republica Moldova. Despre ce se vorbește? Despre creșterea influenței lui Vyacheslav Platon în Republica Moldova. Dacă se tărăgănește și mai departe procesele este legate de tot ceea ce îi se pune ca vină, se învinuiește acest Platon, poate să crească. Aici trebuie de pus punct. Ori el nu e vinovat, ori el e vinovat și trebuie să fie tras la răspundere respectivă. Dar vedeți că nici încolo, nici în coș. Ba el e Interpol, ba nu e Interpol. Ba el e sub arest, ba nu e sub arest. Ba se ocupă procuratura, ba nu se ocupă procuratura. Bun, dar dumneavoastră ce păreri în general aveți despre Platon? Da, eu n-am cunoscut. El era foarte activ și în perioada dumneavoastră. Doamne ferește. Ei, numele de riderul numărul 1 în CSI, el a obținut încă până la 2010. Nu, Marian. Eu n-am cunoscut personal pe Platon. Nu ne-a discutat nici două vorbe. Dar despre afacerile lui, despre... Nu se vorbea în timpul președinției. Nu știți nimic despre asta. Dar nu se vorbea, nu exista. Poate ele existau undeva, dar încă nu erau înșete la suprafață. Nu putem eu să știu. Bun, dar această imagine negativă pe care o are în societate, dumneavoastră ce credeți despre ea? Eu cred că trebuie determinat cu chestia asta. Determinat cum? Determinat așa cum trebuie terminat cu dosarul ușor. Ori e vinovat, ori nu e vinovat. Judecătorii care, de exemplu, au trecut cercul acesta la toate judecătorii acestea de apel, trebuie toți eliberați, procurorii trebuie eliberați, avocații trebuie de retras licențele, care atâta timp, cum asta să fie cuvânt literar sau altfel, să freacă cu acest dosar. Trag de timp. Da. Și nu se ia decizia respectivă. Ce înseamnă aceasta? Așa trebuie și cu Platon determinat. Ba, îl arestează, ba, e acasă, ba, salută cu două mâini cu procurorul general, ba, încolo, ba, încoș. Procurorul general zice că acum dosarele sunt în revizuire. Și noi vorbim despre corupție, vorbim despre mafie, și vorbim despre sărășie, despre pensii la oameni săraci, de ei prins câte 40.000, acești judecători pensii. Și lor le floare la urechi. Ia că și trebuie de făcut. Bun, dar cine să facă asta, ceea ce a spus dumneavoastră? Parlamentul. Cine trebuie? Parlamentul să-i dea afară. Parlamentul trebuie să iei deciziile respective și organul respectiv, Curtea Supremă de Justiție, toate aceste instituții trebuie să facă acest lucru. Nu, aici trebuie mână de fier, trebuie caracter, trebuie voință. Așa cu binișorul, că legea nu ne permite, că hai încolo, hai încoace, noi nu o să facem nimic. Așteptările, eu sunt în general omul care respectă strict legea. Eu cred că nu are ce se baga Parlamentul peste domeniul justiției, e a treia putere da, în stat, sau prima, adică, mă rog, una dintre cele. Dacă în lege sunt rupturile acestea, sunt lazeișile acestea de care se folosesc acești toți avocați, acești toți procurori, acești toți judecători. Ce înseamnă aceasta? Judecătoarea numește data când următoarea ședință pe dosarul ușor a să aibă loc, data cu tare, peste 10 zile, și a doua zi pleacă în concediu pe o lună. Ei, asta mai puțin a influențat, mai mult a influențat expertiza care a durat un an de zile. Și expertiza. Și care încă, apropo, nu are, amânare de ședință. Peste 50 de amânări în dosarul lui Șor.